Prâslea cel voinic și merele de aur O poveste după Petre Ispirescu După ce auziți acest sunet, e timpul să dați pagina. Era odată un împărat puternic și mare și avea pe lângă palaturile sale o grădină frumoasă de flori și meșteșugită nevoie mare. În fundul grădinei avea și un măr care făcea mere de aur și de când îl avea el nu putuse să mănânce mere coapte, căci după ce le vedea înflorind, crescând și pârguindu-se, venea oarecine noaptea și le fura tocmai când erau să se coacă toți paznicii din toată împărăția și cei mai aleși ostași pe care îi pusese împăratul ca să pândească, n-au putut să prindă pe hoți. <trui> În cele din urmă veni fiul cel mare al împăratului și se prinse să pună mâna pe acel tâlhar care îi jefuiește spre încântarea împăratului. După o săptămână de pândă, în care noaptea pândea și ziua se odihnea, veni într-o dimineață foarte trist la tată său și îi spuse cum îl apucase o piroteală spre miezul nopții, iar dimineața văzuse că merele lipsesc. Împăratul fu nevoit să mai aștepte încă un an ca să facă voia fiului său celui mijlociu, care voia să-și încerce și el norocul să-i prindă pe hoți. Timpul veni. Merele începură a se pârgui. Atunci fiul cel mijlociu păzi și el, însă păți ca și fratele său cel mare. Împăratul desnădăjduit vrusă să taie mărul, Însă fiul său cel mic, Prâslea, veni cu o rugăciune către tatăl său, zicându-i să-l mai țină un an să-și încerce și el norocul. Fuș de -a cine socotitule, zise împăratul. n au tu ce prăpăstii spun frații tăi? Aici trebuie să fie ceva vrăji. Eu nu mă încumet, zise Prâslea, aprinde pe hoți, ci zic că o încercare de voi face și eu, nu poate să-ți aducă niciun rău. Împăratul se înduplecă, mai lăsă pomul netăiat încă un an. Când veni vremea, prâslea se puse la pândă, deși împăratul era sigur că se va întoarce și el rușinat ca și frații săi cei mai mari. Seara își luă cărți de citit, arcul și tolba cu săgeți și două țepușe pe care și le înfipse în pământ și se așeză între ele. Într-una din nopți simți că îl fură somnul, dar înțepăturile țepușelor îl deșteptară. Pe la reversatul de zori, un ușor fâșuit se auzi în grădină. Fâșâitul se auzi apoi mai tare și cineva se apropie de pom. Când se lumină puțin, culese câteva mere din pom, le puse pe o tipsie de aur și le duse tatălui său. Niciodată nu a simțit împăratul mai mare bucurie decât atunci când a văzut pe masa sa merele de aur din care nu gustase niciodată. Apoi prâzlea porni pe dâra de sânge din rana cei făcuse hoțului și vorbi cu frații lui să meargă împreună pe urma hoțului și să-l prinză. frații săi prinseră pismă pe el pentru că fusese mai vrednic decât dânsii. Se luară deci după dâra sângelui și merseră până ieșiră la o prăpastie unde se pierdu dâra. Atunci pricepură ei că în prăpastia aceea trebuie să locuiască furul merelor. Porunciră să se aducă funii groase, le așezară și se lăsă mai întâi fratele cel mare, dar zise el, când voi scutura frânghia, să mă scoateți afară. Așa și făcură. După fratele cel mare, coboră fratele mijlociu și făcu și el ca cel din tâi, numai că se lăsă ceva mai jos. Apoi, văzând că frații lui mai mari se codesc, veni în rândul lui prâslea. Când voi mișca frânghia, voi mai mult să mă lăsați în jos, și după ce veți vedea că frânghia nu se mai duce la vale, să puneți spaznici să o păzească. Când veți vedea că frânghia se mișcă de lovește marginile groapei, să o trageți afară. Se lăsă în prăpastie și cel mai mic dintre frați. Atunci frații ținură sfat și ziseră să aștepte până vor vedea dacă face vreo izbândă și apoi ori bine, ori rău de va face, să-l piardă ca să scape de unul ca dânsul care îi face de rușine. Prâslea ajunse pe tărâmul celălalt. Se uită cu sfială în toate părțile și cu mare mirare văzu toate lucrurile schimbate. Pământul, florile, copacii, ligioni, altfel făptuite erau pe acolo deocamdată îi cam fu frică, dar îmbărbătându-se, apucă pe un drum și merse până dete de niște palaturi cu totul și cu totul de aramă. Nevăzând niciun pui de om pe care să-l întrebe câte ceva, intră în palat ca să vază cine locuia acolo. În pragul ușei îl întâmpină o fată frumoasă care fu foarte mirată să vadă un om de pe tărâmul ei. Ea îi spuse că este pe moșia a trei frați mei, că ele sunt trei surori și fete de împărat de pe tărâmul lui Prâslea, care au fost răpite de la părinții lor. Prâslea îi povesti pe scurt toată istoria cu merele și cum a ajuns acolo și o întrebă ce fel de oameni sunt zmeii aceia și dacă sunt voinici. Ea îi spuse că zmeile silesc să îi ia de bărbați, iar ele se tot împotrivesc cu tot felul de vorbe, cerându-le câte în lună și în soare, dar ei se fac luntre și punte și le îndeplinesc toate voile. Și îi mai spuse că sunt voinici, însă poate îi va birui. Apoi vrut să-l ascundă pe prâzlea căci era vremea prânzului și trebuia să vină smeul, care avea obiceiul să arunce buzduganul cale de un conac. Se lovește de ușă, de masă și se pune în cui. n să-i sprăvească vorba și se auzi că șuieră, că lovește în ușă, în masă, și buzduganul se arătă și se așeză în cui. Dar prâslea luă buzduganul, îl a zvârli înapoi mai departe decât îl a zvârli zmeul și când era în dreptul lui, îl atinse pe umere. Smeul, speriat, stătu un loc, se uită după buzdugan. Când era la poartă, începu să strige. Hm, 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 aici miroase a carne de om de pe tărâmul celălalt!" Atunci apucară la trântă și se luptară și se luptară până când prâslea îl trânti și îl băgă pe smeu în pământ până la genunchi și îi tăie capul. Fata, cu ochii plini de lacrimi, îi mulțumi că a scăpat-o de zmeu și îl rugă să-i fie milă și de surorile ei. După ce se odihni vreo două zile, porni după povața fetei la sora sa cea mijlocie, care avea palaturile de argint. Acolo, ca și la cea mare, fu primit cu bucurie de fată. Iar când veni smeul, se luptă cu prâzlea ca și frate său cel mare și rămase și el mort. Fata, după ce îi mulțumi, îl povățuie cum să facă ca să scape din robie și pe sora lor, cea mai mică, din mâinile zmeului cel mic care mai era și cam bolnav din lovitura ce i-a dat prâslea cu săgeata când a vrut să fure merele. Prâslea ajunse la palaturile de aur în care locuia smeul cel mic. Aici, sora cea mică îl rugă să o scape de smeu. Abia isprăvise vorba și buzduganul aruncat de smeul cel mic, intră izbind în ușă, în masă și se puse în cui. Prâslea îl luă și-l aruncă cu și mai multă putere decât smeul, lovindu-l în piept. Smeul, turbat de mânie, ajunse numai decât la palat și se luară la luptă dreaptă și se luptară și se luptară zi de vară până în seară. Pe la Nămiezi se făcură amândoi două focuri și așa se băteau. Un corb însă le tot dă o col croncănind. Văzându-l, smeul îl rugă să pună său peste dânsul, promițându-i stârvului prâslea. Prâslea, la rândul lui, îi spuse că dacă pune său peste el, îi va da stârvurile a trei smei, iar corbul se învoi. Fără a întârzia, puse seu peste fiul de împărat, care prinse mai multă putere. Către seară, simțind că îl lasă puterile, smeul o rugă pe fata de împărat, care îi privea, să-i aducă puțină apă, că se vor cununa a doua zi. Pruslea o rugă și el să îi aducă apă, că o duce pe tărâmul lor și se vor cununa. Fata de împărat dătea apă lui Prâslea de bău și prinse și mai multă putere. Atunci, prâslea îl strânse odată pe smeu de-i pârâi răoasele, și îl trânti așa de grozav, te-l băgă în pământ până în gât și-i tăie capul. Iar fetele de bucurie se adunară în lui și îl sărutară. Îi spuseră apoi că fiecare dintre palaturile smeilor are câte un bici cu care lovește în cele patru colțuri ale lor și se fac niște mere așa făcură și fiecare din fete a avut câte un măr. Se pregătirea apoi să se întoarcă pe tărâmul nostru. Ajungând la groapă, clătină frânghia de se lovi de toate marginile groapei. Paznicii de sus pricepură că trebuie să tragă frânghia, se puseră la vârtejuri și scoaseră pe rând pe fata cea mare cu mărul ei de aramă și cu o scrisoare, prin care o hotăra prâslea de soție fratelui cel mare. Apoi, pe fata cea mijlocie cu mărul ei de argint și cu o scrisoare prin care o hotăra prâslea de soție celui mijlociu, mai apoi și pe fata cea mică, logotnica lui prâslea, însă mărul ei de aur nu-l dete, ci îl ținu la sine simți simțise mai înainte că frații să îi poartă sâmbetele și când se mai lăsă odată frânghia ca să-l ridice și pe el, legă o piatră în locul lui ca să-i cerce și mare noroc a avut căci frații, după ce îl ridicară bine, deteră drumul frânghiei care se lăsă jos cu mare iuțeală, ceea ce-i făcu pe frați să creadă că prâslea s-a prăpădit. Luare deci fetele!" Le duseră la împărat, îi spuseră cu prefăcută mâhnire că fratele lor s-a prăpădit și se cununară cu fetele după cum rânduise prâslea. Iar cea mică nu vroia cu niciun chip să se mărite, nici să ia pe altul. Prâslea a rămas pe tărâmul celălalt, mai făcu o vitejie, salvând niște pui de zgripțor, de a fi mâncați de un balaur. Când mama zgripțuroaică se întoarse la cuib și văzu grămada aia mare de bucățele de balaur, fu atât de bucuroasă și îl strânse pe prâsle în brațe atât de puternic și cât paci era să-l dacă nu l-ar fi acoperit puii. Zgrip îl întrebă cum îl poate răsplăti pentru binele pe care îl făcuse salvând puii, iar el o rugă să îl scoată pe tărâmul celălalt. Pentru asta sarcină grea, Zgrip îi spuse lui Prâzlea să pregătească o sută de oca de carne și o sută de pâini să se pună apoi deasupra cu merinde cu tot și de câte ori întoarce ea capul să îi dea câte o pâine și câte o bucată de carne. Se așezară și porniră, dându-i de câte ori cerea pâinea și carnea. Când era aproape să iasă deasupra, pasărea uriașă mai întoarse capul să-i dea de mâncare, dar carnea se sfârșise. Atunci prâslea, fără să-și piardă cumpătul, trase palășul și, -și tăia o bucată de carne moală din coapsa piciorului și o dete După ce ajunseră deasupra și văzu că prâslea nu mai putea să umble, îi zise zgripțuroaica. Dacă nu era binele ce mi-ai făcut și rugăciunea puilor mei, mai că te mâncam. Eu am simțit că carnea pe care mi-ai dat-o în urmă era mai dulce decât cea dinainte și n-am înghițit-o. Rău ai făcut că mi-ai dat-o. Apoi, o dete afară din trânsa, i-o puse la loc, o unse cu scuipat de al său și se lipi. Atunci se îmbrățișară și prâslea plecă către împărăția tatălui său. Întâlni niște drumeți și află de la dânși că frații lui au luat de soții pe fetele care le-a trimis el, iar părinții lui erau foarte mâhniți de pierderea fiului lor celui mai mic, că fata cea mică e îmbrăcată în negru și îl jelește și că nu voiește a se mărita, măcar că au pețit-o mai mulți fii de împărat. Prâslea, auzind, nu puțin s-a întristat în sufletul său și cu inima înfrântă a intrat în oraș. Mai cercetând el, află că fata a zis împăratului ai face și i aduce la o doare o furcă cu caierul și fusul cu totul de aur și să toarcă singură mai află că împăratul chemase pe starostea de argintar și îi poruncise. Iată, de azi în trei săptămâni să-mi dai gata furca care o cere fata mea cea mică, că de nu, unde-ți stau picioarele, îți va sta și capul. Și bietul argintar se întoarse acasă trist și plângând. Atunci prâslea se duse de se băgă ucenic la argintar. Prâslea tot văzând pe stăpânul său văitându-se, fiindcă nu izbutise a face furca după porunceală, îi zise Stăpâne, te văd trist că nu poți să faci furca ce ți-a poruncit împăratul. Iată, mai sunt trei zile până să se împlinească sorocul ce ți-a dat. Lasă-mă pe mine să o fac. Argintarul îl goni i Atâția meșteri mari n-au putut să o facă și tocmai un trențăros ca tine să o facă. Dacă nu-ți voi da furca de azi în trei zile, zise prâslea, să-mi faci ce vei voi. Atunci se voi ai da o odaie să lucreze numai prâslea singur și pe fiecare noapte să-i dea câte o trăistuță de alune și câte un pahar de vin bun. Argintarul îi ducea grija, fiindcă ascultând pe la ușă, n-auzea al sune decât cum spărgea la alune pe nicovală. Iar când fu a treia zi, el ieși dis de dimineață din odaie cu furca pe tavă, pe care o scoase din mărul smeului ce era la dânsul și o dete argintarului ca să o ducă fetei împăratului. Argintarul nu mai putea de bucurie și îi făcu un rând de haine, Iar pe la Nămiezi, când veniseră slujitorii împăratului ca să-l cheme la palat, el se duse și îi dete furca care tocea singură. După ce împăratul se minună de frumusețea ei, dete argintarului doi saci cu bani. Fata, când văzu furca, îi trecu un fier ars prin inimă. Ea cunoscu furca și pricepu că prâzlea cel viteaz trebuie să fie ieșit deasupra pământului. Atunci zise împăratului. Tată, cine a făcut furca poate să-mi facă un lucru pe care mi l-a adus la o doare smeul. Iar împăratul chemă îndată pe argintar și îi porunci să-i facă o cloșcă cu puii, cu totul și cu totul din aur, și îi dete soroc trei săptămâni. Și dacă nu-i o face-o, unde-i stă picioarele, îi va sta și capul. Argintarul, ca și în celălalt rând, se întoarse acasă trist, disprețuiei ca și întâia oară pe prâzlea, care îl întrebase și de asta dată, iar dacă se înțelese la cuvinte, se învoiră și lucrul se și sfârși cu bine. Când văzu argintarul, cloșca cloncănind și puii piuind, cu totul și cu totul de aur și ciugulind mei tot de aur, înțelesese că trebuie să fie lucru maestru. Argintarul luă cloșca, o duse la împărat, iar împăratul, după ce se minună în destul de frumusețea și gingășia lor, o duse fetei și îi zise. Iată, ți s-au îndeplinit toate voile. Acum, fata mea, să te gătești de nuntă. Tată, îi mai zise fata, cine a făcut aceste două lucruri, trebuie să aibă și mărul de aur al smeului poruncește rogute argintarului să aducă pe meșterul care le-a făcut. Primind porunca asta, argintarul se înfățișă împăratului, rugându-se să-l ierte și zicându-i, Cum să aduc înaintea măriei tale pe meșter, fiindcă este un om prost și trențăros și nu este vrednic să vază luminata față a măriei tale?" Împăratul porunci să-l aducă oricum ar fi. Atunci, argintarul, după ce puse de spălă pe prâslea și îl curăță, îl îmbrăcă în niște haine noi și îl duse la împărat. Iar împăratul îl înfățișă fetei. Cum îl văzu fata, îl și recunoscu. Ea nu putu să-și ție lacrimile care o podidiseră de bucurie mare ce a avut și zise împăratului. Tată, acesta este viteazul care ne-a scăpat din mâna smeilor. Și dând în genunche, îi sărută mâinile și pe față și pe dos. Luându-i seama bine, împăratul îl cunoscu și dânsul, măcar că foarte mult se schimbase. Îl îmbrățișă și îl sărută de sute de ori dar el tăgăduia. În cele din urmă mărturisi că într-adevăr el este fiul lor cel mai mic. Prâslea le povesti apoi toată istoria, le spuse cum a ieșit deasupra pământului și le arătă și mărul de aur al smeului. Atunci împăratul supărat chemă pe feciorii lui cei mai mari, dar ei, cum văzură pe prâslea, o sfecliră iar împăratul întrebă pe prâslea cum să-i pedepsească. Viteazul nostru zise, Tată, eu îi iert. Toată împărăția s-a bucurat și se mândrea fălindu-se de vitejiile ce făcuse el, iar după moartea tătâne său, se suie el pe scaunul împărăției și împărății în pace de atunci și până în ziua de azi, de ori mai fi trăind trecui și eu pe acolo și stătui de mă veseli la nuntă, de unde luai o bucată de batoc și un picior de iepure șchiop și încălecai pe oșa și vă spusei dumneavoastră așa.